Ghici cine este? Dezvoltare personală la clasa 1. Bună, dragi copii! Numele meu este Camelia, iar despre voi știu că sunteți copii isteți și foarte cuminți. Astăzi o să facem o călătorie în lumea meserilor și a ocupațiilor cu ajutorul unor ghicitori. Cred că vă plac ghicitorile, nu-i așa? Este foarte important să fiți atenți! Eu voi citi o ghicitoare, iar după ce voi termina, voi veți număra în gând până la 3, apoi veți da răspunsul în cor. Dacă nu veți ști un răspuns, nu vă faceți griji, această activitate este și pentru a învăța lucruri noi. Foarfeca o folosește, haine frumoase croiește, chiar hăinuța de pe tine e făcută, știi de cine? Probabil ați răspuns corect. Da, așa este. Cel care face haine este croitorul sau croitoriasa. Cu halatul alb pe el îți dă un medicament, iar durerea ta din gât foarte repede a trecut. Ghici cine este? Așa cum probabil ați spus și voi, răspunsul corect este doctorul sau doctorița. Toată ziua face pâine ca să o avem pe mâine. Albă, moale și pufoasă, o pune mama pe masă. Cine este? Mă gândesc că ați știut răspunsul, așa e? Cel care face pâinea este brutarul sau brutăriasa. Felicitări! Cu furtunul plin cu apă, stinge focul de îndată. Curajos, nevoie mare, cine îl ghicește oare? Pompierul este răspunsul corect. El este curajos și stinge focul. Felicitări! Știați că există și fete pompier? La acesta mergi îndată când dințișorul stă să cadă. Nu te doare chiar deloc și va crește alt în loc. Cred că a fost ușor pentru voi. Este dentistul sau stomatologul? Cred că ați făcut deja primele vizite la dentist, nu-i așa? Prânzul sau micul dejun îl prepară chiar acum, la restaurant, știi bine. Cine-i oare? Cine? Cine? Dacă ați răspuns bucătarul sau bucătăriasa, este corect. Bravo! Bate cuie cu ciocanul, face mobilă tot anul. Mese, scaune, dulapuri, câteodată chiar și paturi. Oare v-ați descurcat și de această dată? Răspunsul corect este tâmplarul sau tâmplăriasa. Ei sunt cei care fac mobilă pentru casele noastre. Felicitări, dragi copii! Până data viitoare, vă invit să întrebați pe părinții sau bunicii voștri ce fac ei mai exact la serviciu și să notați în caietul de dezvoltare personală 3-4 lucruri importante despre meseria lor. Tot cu ajutorul familiei, puteți compune o ghicitoare despre meseria părinților sau despre o altă meserie care vă place vouă și să o prezentați colegilor data viitoare. La revedere, copii!